O fetiță de 12 ani a fost victima unei tentative de viol petrecută duminică pe strada Siretului. Alți doi minori au agresat-o pe fată, care mai apoi au fugit și a sunat la 112. Fata a fost dusă la spital, dar nu a necesitat internare. Polițiștii au deschis dosar penal. Șantierul din Strand este cel mai scump proiect de reabilitare a cartierelor. Inițial, investiția a fost calculată la aproape 49 de milioane de lei. Acum însă, din cauza majorării prețurilor și a creșterii salariului minim, este nevoie de bani în plus, astfel că suma totală se ridică la aproape 53 de milioane de lei. Lucrările sunt planificate pentru a se termina în vara acestui an. Polițiștii sibieni au întrerupt sâmbătă noaptea un chef de zile mari. Este vorba de o petrecere la care participau numai puțin de 150 de persoane în localul Summer Breeze Lounge, de pe Bulevardul Victoriei. Oamenii legii au ajuns acolo în jurul orei 1:30 și i-au trimis pe toți participanții acasă. În același timp, patronul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.